Dara, tu ai semnat anul acesta cu Global Records și ai scos deja piesă și videoclip pentru istoria unei fete. Mm. Spune-mi, te rog, ce fac artiștii, oarecum începători la o casă de discuri nouă, în timpul în care, de exemplu, câteva luni de pauză, între aparițiile noi de material? Ce fac? Care sunt artiștii care nu scriu și așteaptă să găsească piese care sunt potrivite pentru ei? Eu, în cazul meu, eu stau în studio și scriu și căutăm piesele care le căutăm. Adică vrem să... Eu scriu mult ca să înțelegem cam ce direcție, unde, ce piesă lansăm. Cam cu asta se ocupă artiștii care, în timpul de pauză, concerte. Eu am concerte în Moldova, vin pe aici, acolo scriu, lucrez cu producătorii. Așa. Adică mereu experimente în studio, da. Practică, creație. Da, cam asta. Uh-huh. Eu am aflat de tine personal în 2012, de la preselecția națională pentru Eurovision. Ai luat locul 3 cu Open Your Eyes. Uh-huh. Și apoi în 2016 a mai fost o tentativă deja împreună cu alte două soliste și a fost un caz că până la urmă v-ați retras din concurs pentru că nu vi s-a permis să schimbați solista. Da, solista și piesa. Uh-huh. După părerea ta, ce nu e în regulă cu Eurovisionul în ceea ce țin de preselecția națională și per general ca concurs internațional? Nu vreau, adică nu că nici nu vreau, nu sunt foarte, nu am foarte multe cunoștințe despre cum se întâmplă Eurovision în Moldova, pentru că nu urmăresc extrem de mult asta sau nu citesc toate regulamentele. Dar un lucru clar pe care pot să-l spun este că organizatorii ar trebui să facă și să gândească cum să atragă artiștii și să nu o facă din contra, să-i respingă, pentru că este o tendință a artiștilor din Moldova să nu mai participe la Eurovision pentru că nu vor sau nu văd de ce ar face asta, pentru că nu simt că numărul lor o să fie arătat așa cum vor, că o să aibă parte de exact corectitudinea pe care și-o doresc sau N motive. Noi, de fapt, nu am participat după regulament, adică dacă era să te uiți peste regulament, într-adevăr așa era, ok, erau clauze care puteau fi negociate în judecată, de fapt, pentru că asta era unica modalitate. Dar eu cred că exact așa cum s-a întâmplat este foarte bine. Mm-hmm. Adică bine că a fost așa. Da. Da. În 2012 ai colaborat cu Carlos Dreams pentru piesele în limba rusă. Da, care e cel mai memorabil moment al tău legat de Carlos Dreams? Poate un concert împreună, poate o întâmplare. Cred că mă omoară dacă povestesc asta. A, principalul să rămână confidențial, adică asta, ceea ce se poate dispus. Nu, cred că nu vreau să spun asta. Nu, e o chestie foarte... Bine, o să zic că e foarte haioasă după mine. Cea mai memorabilă... Bine, au fost concerte minunate în care eu m-am simțit extrem de fain. Oamenii cântau în, practic, karaoke, nu știu. Deci noi nu era necesar să cântăm, asta e extraordinar. Dar o chestie super memorabilă pentru mine este un concert, nu o să zic unde. Așa. Am ajuns la concert și de obicei eu cântam prima și după aia ieșea Carlos. Și era o prezentatoare care nu prea era la curent cu artiștii din Moldova, de existența lor și cum se zic ce numele lor exact. Și eu am cântat, pe mine m-a prezentat foarte ok, zic Dara, adică interpreta, nu știu care, Dara, întâmpinați-o, bravo, bravo. Și după asta zici că dar acum o să ias în scenă, interpreta pe care ați așteptat-o de atâta timp. Și nu înțeleg adică nimeni nu înțelege despre ce vorbește. Întâmpinați-o, haideți să strigăm, Carla Dream! Deci, Carla Dream. Interpreta Carla Dream. Deci a fost destul de... Bine, am luat-o toți în glumă și am înțeles ce se face. Dai seama, și oamenii se uitau la doamna în cauză, like, wow, ce s-a întâmplat? Da. Care interpret, dar a fost super memorabil, nu o să uite asta niciodată. Da,
fain. Da. Un an practic e lipsit din vizorul public. Da. Ai mai fost întrebată despre asta. Da. Cu ce te-ai ocupat? De ce ai lipsit? Am început să scriu. Mult. Am început să scriu, da. Acum un an jumate în urmă am început să scriu în general. Deci până atunci am scris foarte puțin. Am avut nevoie de pauză ca să înțeleg încotro, pentru ce, de ce. Întrebări de genul cine sunt eu, ce îmi doresc, unde vreau, au fost toate. Depresie, fericire, regăsire. Fiecare om are momentele, perioadele în care treci la altă etapă și aceste perioade și momente nu sunt cele mai simple. De obicei ele sunt dure. Și eu am avut așa perioadă. Am înțeles. Piesa Istoria unei fete este cumva legată de această perioadă? Adică unele versuri au apărut ca rezultat? Ok, nu neapărat Istoria unei fete este cea mai reprezentativă despre însăși perioada mai grea din viața mea, acum, recentă. Istoria unei fete este practic un flashback, pentru că este o istorie trăită acum ceva ani, dar scrisă acum și nu știu de ce, așa mi-a venit să scriu despre anume acel moment. Și da, este o istorie de care am trăit-o pe la 19 ani, cred că. Da, dar care am scris-o abia acum. Care rămâne personal. Da, cum mi-am dat seama, da? O istorie de dragoste, adică clar, și de despărțire, adică, nu știu, oricum primele experiențe a unei fete cu băieți, cu iubiți, sunt cum sunt, adică da. Sunt destul de, mă rog, cu dureri, cu cu experiența acumulată. Da, e despre asta. Dacă am menționat descrierea pieselor, uite, odată ce ai început acum să scrii mai mult, să compui, ce ține de ultimele piese care lumea încă nu le-a auzit, eu am avut ocazia să le aud aici în backstage, cum la tine de obicei decurge procesul? De dacă să judecăm după ultimele piese care încă nu au ieșit, ce a apărut în primul rând? Melodia, un vers anumit, ideea? Cum anume are loc procesul? Foarte diferit. Eu încă nu am un algoritm clar, adică știu de la ce încep și poți să apară și beat-ul mai întâi, adică producătorul care sunt în studio să facă un beat și acel beat să mă inspire sau să-mi dea ceva sau să vreau să scriu ceva pe el. Sunt cazuri în care eu vin cu text, cu idei de text și eu zic, băi, vreau să scriu asta despre asta. Și ok, cam cum vrei să suni, zic, vreau o chitară de asta, așa, hai să căutăm. Așa, sunt momente în care eu fac linii, îmi vine un interval, ceva. Adică nu există un algoritm, dar cel mai des încep de la text, totuși. Mm-hmm. Cel mai des. Și după asta deja melodia. Da. Știi ce mi-a fost mereu interesant? Iată, sunt versurile. Mm-hmm. Ideea, ok, partea piesei, dar cel mai interesant refrenul. Cum să ajungi la o formă anumită? Încerci multe variante, cum? Știu. Cred că sunt oameni care știu matematica acestui proces. Dar dacă să iei o piesă, iată ultima care încă nu o știm, cum? Ai încercat mai multe variante sau din prima? A venit intervalul, cred. Da, de fapt, la o piesă care o să fie lansată în foarte, foarte curând, a fost făcut beat-ul, a fost înregistrat o chitară, pe care eu, după care eram nebunită, eu eram acolo în studio când chitaristul înregistra și am lucrat foarte mult la chitara aia, cum să sune, și după aia căutam, nu-mi venea nimic. Deci atât de tare îmi plăcea chitara că nu puteam să înțeleg ce aș putea eu cânta pe această chitară. Și la un moment dat mi-a venit intervalul, primul interval de la refren. Pam, pam! Și așa a început. Da, cam așa. Și a venit, ieșit, după ce mi-a venit intervalul, a auzit producătorul și a zis, băi, nice interval. Zic, da, e foarte nice, ce scând pe el. Și am început să scriu. Scriam și am făcut refren, după care a venit clar despre ce vreau să scriu strofa și cam asta. Ce ține de un tânăr? Sau de un tânăr, un copil care dorește să devină interpret? Ce ar trebui să facă el astăzi ca să ajungă acolo unde își propune? Eu nu știu ce ar trebui el să fac. Dar sau ea, da, dar la general ce am făcut eu, am studiat, mi-am dorit foarte mult asta. Am ascultat extrem de multă muzică, am
cumva. Am studiat și în așa mod, pentru că ascultând, analizând, poți să-ți dai seama cam ce-ți dorești tu pentru tine. Muncă foarte multă, motivație, dorință și trebuie să cauți întotdeauna mesaje pe care să vrei să le spui. Vorbesc acum de oamenii care scriu. Dar este important, cred că, să-și începi să scrii, pentru că doar așa poți să exprimi exact lucrurile pe care ți le dorești. Mai este nevoie astăzi de o casă de discuri sau tinerii pot singuri să-și înregistreze piesă și deja să meargă online cu ele? Sunt foarte multe exemple de genul de genul ăsta de care zici tu, când tinerii înregistrează orice și postează și asta devine foarte mare. Ulterior e posibil ca ei să semneze totuși cu o casă, pentru că la un moment dat nu faci față fizic nu faci față fizic tuturor cererilor sau lucrurilor pe care trebuie să le faci sau ți se propun să le faci, dar sunt și oameni care își adună echipele lor, găsesc oameni și nu ajung să semneze cu o casă de producție. Nu cred că există vreo rețetă perfectă, pentru că trebuie să semnez cu aia, cu aia, sau nu trebuie să semnez, sau fiecare trebuie să-și urmeze exact instinctele și să știe, băi, eu vreau să fac așa, o să postez și așa vreau să funcționez și dacă merge singur o să găsesc oamenii cu care să lucrez, nu știu. Eu am ales să semnez cu o casă de producție din România, cam asta e. Ce muzică ascult? Eu câteodată mă întreb, eu tot ok cu mine? Pentru că ascult, doamne, ascult și muzică de care mi-e rușine să zic că ascult. De exemplu? De exemplu, mie nu-i chiar rușine, dar e straniu că mie îmi place piesa lui Lolitei, na Titanic. Deci asta e tare straniu, dar eu într-o seară am ascultat-o de vreo 20 de ori și mi-a fost extrem de bine acolo. Это мой последний день на Титанике. Dar mi-a scat, adică, nu, chiar foarte diferit. Destul de mult reprusesc, mai ales acum artiștii care au ieșit de acum câțiva ani, Scriptonit, Miyagi, Endelspiel. Este un băiat tânăr care îmi place pe alocuri, T-Fest, parcă așa. T-Fest, da? Da, da, da. Basta, sigur că, în fel, deci clar. Logic, B2, Zemfira, ăștia din ruși, acum zic, muzică clasică, începând de la Rachmaninov până la orice. Adică, da, preferatul meu e Rachmaninov și Tchaikovsky. Mai departe, din străini, doamne, câți artiști noi sunt pe care, pur și simplu, deci, wow! Toți artiștii de mainstream, MLP, Rag'n'Bone Man, ăștia, clar, da. Logică, îmi plac, dar sunt artiști și mici care sunt extraordinari. Mai sunt trupe rusești, Malbec, de exemplu, care mi-a deschis așa tare, foarte interesant mi-a părut. Trupe ucrainești, mega curioase. Logic, dar de mainstream nu vreau să vorbesc, pentru că mainstream oricum este... Oricum este consumat, adică eu oricum îl ascult. Albume întregi. Îmi plac foarte mult 21 Pilots, extrem de tare îmi plac. Deci am stat pe ei o grămadă, mai ales la un live cu Mute Math, cu încă o trupă care m-a rupt, vai de mine, nu puteam. Live-ul are vreo 30 de minute și l-am ascultat. Prima dată când l-am găsit, l-am ascultat de vreo 6 ori, deci am stat așa. Și sunt foarte multe trupe care îmi plac. Îmi place și muzica, bine, nu știu cum se numește. Sunt trupe bisericești. Sunt bine care sunt protestanți sau ceva. Sunt foarte multe trupe de genul ăsta. Piesă care în bisericile cele scântă, da? Exact, da. Adică chiar nu există o direcție pe care să... Într-o zi poți să mă trezești să ascult Ray Charles, pentru că asta e și Etta James și o grămadă de atunci. Deci e super diferit. De ce iarna este mai greu de cântat decât vara, decât perioada, dacă să ne referim în afară de temperatură? De ce? Ok, temperatura și vara și iarna e oricum foarte extreme. De extreme, da, vara nu mai poți de transpir, de iarna este mai frig, vocea suferă, dar dacă să vorbim de band,
Iarna, chitariștii, toboșarii au probleme de fiecare dată cu instrumentele care se desacordează, care îngheață, care se strică, se deteriorează în timpul iernii foarte tare. Vara nu prea există așa momente, cu, mai ales cu chitările. Uh-huh. Da. Sunt careva lifehack-uri pentru instrumentiști care îi folosesc ca să scape cumva de... problemele date? Nu prea știu. Să dai cu apă caldă în gitară? Nu, sau, da, nu? Și îngheață. Îngheață după aia, nu. Apa îngheață imediat, nu. Cel puțin unica ce am văzut eu e că trebuie să, după fiecare piesă trebuie să acordezi încă o dată chitară. Nu prea am văzut chestii perfecte care să ajute în așa cazuri. Nu, e timp, mă rog. Asta e timp. Dar eu am auzit de istorie la ziua ta de naștere, cum odată ai fost răpit. Poți să-mi spui care e istoria? Am fost răpită, cumva, nu chiar răpită, a fost o farsă. Mi-a organizat-o echipa IBESC, echipa cu care lucram atunci. Împlineam 19 ani în ziua aia, a fost oribil. A fost cea mai mare spaimă pe care am tras-o eu în viața mea. Dar am învățat din acea experiență lucruri care ulterior cred că mi-au prins bine. Să nu vorbesc cu toți șoferii de taxi, să nu prea povestesc despre mine foarte multe și să fiu mai calmă și mai reținută. Să n-ai încredere în prieteni. E, nu, despre asta, da, asta puteam să iau și așa, dar nu am luat sau mai așa. Ales de ziua ta de naștere. Bine, ei nu s-au așteptat că o să fie atât de grav, dar chiar a fost destul de... A fost foarte stresant, adică a fost like, foarte real, foarte real tot organizat. La București cumva v-ați strâns un grup de câțiva prieteni, așa. Da, cu Denis Robiș de Motans, Irina Rimes și Nicoleta Nucă, așa? Da, mai sunt. Da, dar cumva, practic, toți veniți din Republica Moldova la București. Deci, da. Persoanele care cuceresc piața. Deci, este un criteriu obligatoriu ca să fii din Republica Moldova, să ne merești în cerculețul acesta de prieteni? Sau trebuie să o duci foarte bine cu muzică? Nu știu. Nu cred că niciunul din criteriul ăsta este exact criteriile pe care se bazează relațiile noastre. Este despre, bine, că suntem moldoveni, clar, avem aceeași educație, viziunile sunt cam destul de, ne înțelegem, ascultăm cam aceeași muzică, putem să ascultăm și aia și aia, adică nu trebuie să ne traducem unul altuia ce înseamnă textul în piesa aia sau... Dar, de fapt, toți sunt niște oameni faini. Și, da, fiind la București, având contract cu aceeași casă de producție aproximativ, fiind aproape, trăind aproape, nu ai cum, de ce să nu te vezi? Eu cu Denis am o relație destul de aparte de prietenie, în sens că noi ne povestim și este unul din oamenii cu care eu pot să povestesc despre multe lucruri, unul din puținii oameni de la București pentru mine. Și cu Irina, desigur, la fel și bine. Noi, oricum, noi suntem împreună, dar avem relațiile noastre între noi, pentru că niciodată nu mi-a plăcut prieteniile de grup. Ele sunt adevărate, adică da, poți să faci lucruri de grup, în grup, dar relațiile omenești, ele sunt așa, cu unul într-un mod, cu altul în alt mod, cu al treilea altfel. Da. Și cam așa. Tu ai câteva tatuaje. Da. Din care știu că unul chiar aici, la ceafă, da? Da. Ceva da. În spaniolă, ce da. Anume este scris acolo? Sunt trei întrebări și trei răspunsuri care contează foarte mult pentru mine, ca să le țin minte și, apropo, le-am făcut exact după acea farsă, la 19 ani, am făcut acest tatuaj, cu toate că l-aveam în minte, dar așa, în ziua aia, cred, parcă de ziua mea l-am făcut. Unde ești? Aici? Ce oră e? Acum? Cine ești tu? Acest moment. Deci sensul este să fii acolo unde ești acum, să fii cu gândurile acolo și să trăiești. Să fii aici, azi, aici și acum. Trăiești clipa. Și în afară de lucrul acesta mai sunt alte tatuaje? Da, am unul mic aici. Nu știu dacă se vede. Este foarte mic. Tot e în spaniolă, cumva straniu. Alma libre. Libre. Suflet, suflet liber. Liber. Și mai am unul pe picior, dar nu. E mai dificil să-l arăt.
Ok, dar este secret ce este scris acolo? Acolo nu este scris nimic, este un, este un desen, dar este destul de intimă, adică cumva, da, e foarte personal, nu am povestit nimănui despre ce. Ok. Poate nu la fel personal, de ce ție nu-ți place shopping-ul? Vai, mi-i urăsc, de fapt, chiar. Este una dintre, dintre ocupațiile care mă obosesc cel mai tare. Pentru că obosesc, pentru că încep să nu vreau nimic, chiar dacă vreau să-mi cumpăr ceva peste 20 minute, nu mai vreau nimic și vreau să fug exact din locul ăla. Pentru că îmi pare risipă de timp, pentru că multitudinea de haine și multitudinea de perei de încălțăminte mă fac să nu mai văd nimic. Cred că e o calitate moștenită de la taică-miu, pentru că taică-miu când vede foarte multă mâncare pe masă, el nu știe ce să mănânce. Așa și eu, mie când este foarte mult, nu pot să mă concentrez. Trebuie mai puțin, deci mai puțin variante de alegere. Da. Și de obicei dacă fac shopping, asta înseamnă că eu știu ce vreau. Dacă nu găsesc în 20 minute am plecat, dar de obicei shopping-ul durează vreo 30 de minute la mine maxim. Și singur mă duc. Adică nu îmi place, dar prefer mai bine să merg singur. Foarte, foarte rar fac excepții de genul să merg cu prietenă sau ceva. Dar eu așa, e o zi în care eu știu că o să ajung acasă moartă de oboseală. Ce ține de restul anului 2017 și 2018? Așa. Ce planuri? Ce trebuie să faci? O să lansez câteva piese noi acum într-o versiune live. O filmez live versiunile acestor piese. După asta o să lansez și un clip și una din piesele astea, ca single. Și multe planuri, dar despre care pot să povestesc sunt astea acum. Pentru că mai departe lucrurile trebuie să se întâmple deja ca eu măcar ca să înțeleg că ele se întâmplă deja ca să pot povesti. Deci ce ți-am povestit deja se întâmplă, adică sunt în proces de facere. Dar tu ești prima femeie care vine la noi în ospiție. Da. Deci și noi avem ceva pentru tine. Uite, prietenii noștri de la Bestseller, ei au tradus romanul 3 metri deasupra cerului. Probabil poate filmele le-ai văzut. Și ne-au rugat să transmitem acest cadou. Deci împreună cu Bestseller, noi, Catan Show, îți dorim această carte și îți mulțumim pentru că ne-ai onorat cu prezența. Vă mulțumesc tare mult. Cu plăcere. E foarte frumos. Voi abonați-l la canalul nostru, dați-ne un like și un share pentru Dara. Aici a fost Catan Show cu Dara. Mersi mult. Pa. Mersi. Thank you.